artist cunoscut din România a făcut o declarație șocantă. Bărbatul vrea să-și facă transplant de corp în momentul în care acest lucru va fi posibil. Este vorba despre Mihai Treisariu, care mărturisește faptul că a urmărit de multă vreme acest subiect, încă de pe vremea când a apărut transplantul de cap. În același timp, Mihai recunoaște că a fost complexat timp de mai mulți ani din cauza înălțimii sale. Artistul și-ar fi dorit să aibă o înălțime de 1,85 m, iar dacă în viitor va fi posibil acest lucru, cu siguranță Mihai Treisariu va apela la această intervenție. Cu toate acestea, vedeta își dorește să aibă același creier și să poată să cânte, chiar dacă corpul lui va fi unul diferit. Eu urmăresc această știre de vreo 3 sau 4 ani de când a apărut cu transplantul de cap. Este dubios, zici că este un film de groază, dar uite că cine știe, viitorul sună ciudat. Am avut un complex de înălțime toată viața. La 1,72 mereu am zis că sunt prea mic și că mi-e ciudă că nu am 1,85. Dacă s-ar putea în viitor să îmi fac o astfel de operație, aș da fericit banii și mi-aș schimba corpul să am 1,85, să fiu atlet de performanță sau ceva musculos și frumos, a declarat Mihai Treisariu pentru Antena Stars. Și cu creierul același, ca să am aceeași minte și aceeași voce și Doamne ajută să se poată. Eu nu sunt împotriva tehnologiei și a schimbărilor viitorului, ei țin cu viitorul și abia aștept să îl trăiesc, a mai spus artistul. Cântărețul este încântat de evoluția tehnologiei și abia așteaptă să vadă cum vor evolua lucrurile în viitor. Mihai Treisariu își dorește ca în următorii ani să fie posibilă și criogenarea, pentru ca după 1000 de ani să fie dezghețat și să-și trăiască viața.